10 ani. Noi suntem la Focșani, în al 9-lea oraș din România, unde ducem acest spectacol. Intrarea fiind gratuită, invităm copiii să vină cu o carte de acasă, pe care au parcurs-o deja, o carte de poveste, o carte de copii, pe care o dau altor copii care n-au avut șansa să pună încă mâna pe o carte. În ziua de astăzi, copiii la 4-5 ani învață deja să citească, dar în grădinițe, din păcate, încă nu există mini biblioteci. Acesta este scopul nostru declarat. Repet, am intrat în contact cu mii de copii care s-au bucurat de ziua bună, de ziua rea, care într-o explozie de culoare, de bucurie, de muzică, de dans și de poveste, învață să spună mulțumesc, învață să spună iartă-mă, învață să spună te iubesc, învață să se împace și așa mai departe. De la ce a pornit acest proiect? Care a fost ideea? Ideea? Realitatea este că am o fetiță de un an și 9 luni cu care am ajuns la acest spectacol în București și am înțeles câtă bucurie poți să aduci unui copil cu acest gen de spectacol muzical și educativ. Din păcate, în România, în afara capitalei, nu a existat un astfel de spectacol în ultimele două decenii și a trebuit să fac tot posibilul să duc acest spectacol în sufletul cât mai multor copii din România. Ați avut parteneri în acest proiect nostru? În fiecare județ am partenere foarte, foarte serioase și anume Organizația de Femei a Partidului Democrat Liberal, care mi s-au alăturat și care se ocupă de infrastructura locală de organizare a evenimentului. Fără ele nu aș fi putut să fac acest lucru. Le mulțumesc tuturor, îi mulțumesc lui Alin, îi mulțumesc Constantine, îi mulțumesc Sorinei Plăcintă și surorii ei Mădălina, care ne-au găzduit în acest minunat hotel și care ne-au pus la dispoziție sala. Astfel, costurile noastre s-au diminuat semnificativ pentru că au făcut-o benevol pe principiul voluntariatului. Încă o dată le mulțumesc tuturor pentru că altfel nu am fi ajuns și la Focșani.